Mi-l focalizează camera pe... Ia zi mă, stai să le filmă. Băga-mi aici pula în gura ta și în filmările tale de prost. Ce faci? Să-i bag pula în curul ăla gras al lui țeparul ăla de pană. Mâncă-i toată pula lui pană. A, da? Băieți, să nu vă mai duce să vă faceți poze la pană, că e un țepar nenorocit. Vă ia 500 de euro de 5 poze. Ești pe live? Nu. Pană țecarul, cel mai tare. Follow pană țecarul pe Instagram. Să vedeți că mâine își schimbă numele, mă, mie îmi ziceți cu aia. Mâine îl pune pe Shelly să zică, donați băieți la pană țecarul. Bă, boule, cu tine voiam să vorbesc. M-auzi? Zi-mă. S-au destrămat ăștia Game Agents, ne cumpărăm organizație de e-sport? Cu mine vorbești, mă? Da, mă, cu... Dar nu vorbesc cu săracul ăla de pană de are cameră de 70.000 de euro și cere 500 de euro pe poze, doar nu cu ăla. Zi-mă, ne facem organizație de e-sports? Echipă de CS? Ce să faci acolo? Ce? Ce să faci acolo, mă? Ce să faci cu ei, luăm? Bă, tu, eu te-am sumat înainte de live, acum am ajuns acasă. Bă, auzi, mă, prostule. Zi-mă. Să-ți scrie numele acolo cu fața ta de prost, să vinzi tricouri cu organizație de e-sports, să trimitem, să trimitem la echipe în străinătate. Băi, și Porsche 7 cu Batman, trezește-te-n pula mea, bătrânule! Ai nebunit dracu! Bă, tu ești chiar prost cu aia, la cât vrei să-mi fac organizație de e-sport? La 20 de ani? Când n-aveam ce mânca, de... mă hrănea femeia în casă, eu lucram la Fortuna. Ce? Nu mai zice de nevastă mea că eu iar te bate. Ce? Cât bani vrei? Păi nu știu, mă, ne gândeam să strângem mai mulți acolo, să le dăm un salariu ca lumea la oameni care să lucreze 8 ore pe zi, adică să se antreneze. Da? Și pula mea, pune eu o parte din salariu, șofer PC se bagă și ei o parte din salariu, pune și prostul o parte din salariu. Mă gândeam să mai vorbesc cu un YouTuber, nu vreau să-i dau numele. Așa, o cheam. Nu știu, o să vorbesc cu el și după aia dau numele, să vedem. Dar ziceam acolo, puneam eu 500, tu 500. Șofer PC 500, până găsim niște sponsori și după aia... Da, mă, hai, sună-mă după live, nu mai fi nesimțit. Păi te-am sunat înainte de live, ești prost? Dar zi cum îți sură de ideea așa. E tare, facem. Eu am zis de muncă, aș vrea să fac o organizație de sport să o susțin. A zis el, mă, l-auziți, mă, pe ăsta? Cu aia am spus acum 3 săptămâni pe live-uri că vreau să fac o echipă de CSGO și să o susțin, să mă interesez, să... Băi, înainte să-ți faci echipă, încearcă să nu-ți mai donezi singur. Înainte să-ți faci echipă, să nu-ți mai donezi singur. Să zici și mie cât e, cât sunt taxele la donația de 1000 de euro. Să-mi zici, să-mi zici cât sunt taxele, că nu știu, cât, când îți donezi singur 1000 de euro, cât sunt taxele, sau ți-a mai puțin? Important e că nu m-a lăsat Revoltul să scot mai mult de 100 de milioane pe zi. A, nu te-a lăsat 100 de milioane pe zi, am înțeles. Nu. Bine, hai bine. Hai, vorbim mâine, ăștia, da, du-te-n pizda. Pardon, pa. Deci vin românii ăștia la circ, pusesem inițial circ, dar am zis să nu pun circ, că suntem, de unde o să l-am găsit România Lucian pe unul pe Oleic? Mama, să moară frații mei, mi-a spart urechile, dă-te morții tăi! Cu aia mi-a spart urechile! Bă, cum dăm ăsta mai încet, ești mi-a spart, mersi frumos, de 2 euro mai omorâm, mâncați și gura ta cu donația asta. Bă, cu aia voi ați auzit chat? Să ai poftă, ce mănânci? Românul, ce dacă e român ajuns în Danemarca, tot merge o sămânță la ora 10 seara. O sămânță și o colă la jumate, ce dracu, e păcat, ești nebun. Să mă bată tata, dacă-ți bagi degetele în chiuvetă, crește direct floarea soarelui de câte semințe ai sub unghii. Mie îmi zici că mănânci alune, ești nebun. Deci eu sunt calculatoare computers de la Navi GGBet. Când o să jucați și voi la Navi, băieți, uite, stresul computers de la Navi, am stat 3 ore la poștă pentru tricoul ăsta, asta zic. The top 3 la un moment dat pe YouTuberii râd de tine fiindcă ești un om eclar. Te vopsești mereu în cap, pe net ești caricatură. Te faci curcubeu, dar zici că ești curcupulă. Bă, nu mai donați, că îmi spargeți capul, coaie. Îmi spargeți, mori, se văd donațiile. Și după aia ce s-a întâmplat în acest? Vine boss, ai tu pe ai orgoliu. Dar buzunarul să-mi poartă doliu. Coaie, nu mai donați, coaie, nu mai donați. Bă, Dani, nu mai dona, coaie, că adevărat nu știu ce să-i fac. Vine boss, ai tu pe ai orgoliu. Dar buzunarul tău poartă doliu. Le scot cu totul, coaie, băga mea și pula. Ia mai donați, mă, ia mai donați, hai, mai donați acum, aici nebun, că nu se mai aude, bun! Bă, dați subscribe, dați subscribe la Stresul Computers, hai! Hai, că am oprit și alertele, băga mea și pula în gura mea și în morții mei să-mi bag! Bă, nu mai donați! Lăsați-mă să-mi țin aici podcastul ăsta, ce pula mea e! Că nu știu să le opresc, ba, pula morților, dacă dau obiesul mai încet, noi mai auzim deloc pe oameni, nu mai fiți ratați! Că Camaș în live-ul tău stăpine merge în treile lor pe secundă. Mă, ce morții, mătii ai, mă, ești bolnav, Dalbin te cheamă. Ai poză cu trandafir mort ca măta, ești nebun la cap. Cum merge cu aia? Bă, nu merge bine live-ul? Cu aia, chiar vreți să-mi arăt pula pe live-ul ăsta? Cu aia, ce are, mă, live-ul? Bă, mă, vedeți? Ia uite-l, mâncați-i și pula. Cu aia, vreți să facem interviu cu...
sta aici pe genunchiul lui tăticu Computers, Ragali. Bun. Și zice ce ți-a plăcut ție și ce nu ți-a plăcut la relul ăsta, mă. Și corect. La rel, cum a fost atmosfera de la rel? Nu cred că mai vin, nu știu ce zic. Ți-au făcut statuie în pula mea! Tu ăla cu mustață din spate, de tău, da, tu ăla cu mustață din stânga, pardon, din asta stângă. Uite, ți-au făcut statuie, ești nebun? Cum să zici că nu ți-a plăcut la rel, când ai fost unul dintre capetele de afiș? Bă, coaie, unde ați dispărut, mă? Bă, unde ați dispărut? Bă, ce se întâmplă, pula voastră? Stați așa, mă, scuzați un pic. Mă, ce pula mea s-a întâmplat cu aia? Unde trebuie sunt? Să nu mă rupe, păstrează-mă acolo. Gata, mă, we back. Hai, am avut, gen, primul meu LAN și m-am jucat și cu stand-in, dar n-am avut emoții de asta, doar pentru că a fost primul LAN. Deci e vina la stand-in, la mustăciosul ăla ciocănitor, nu? Era vina nu, că l-apreciez mult. Îl apreciez? Te-a ajutat Jaxi ceva în cariera ta de eșport până acum? Nu știu, dar am ajutat. Cum nu te-a ajutat, băi? Integratule ce ești, ingratule! Nu v-a făcut concursul de eșport? Păi da, mai aveați da, voi discuții acum cu stăpinul, dacă nu era Jaxi TV în țara asta! Tu mustăciosule de aici! Cum să nu îl apreciez, să nu ți... Auzi, nu te-a ajutat cu nimic în cariera de eșport? Aveați voi conversație cu stăpinul la ora asta, dacă nu era Jaxi TV? Nu era nimic. Nici eu, nu era nici CS, nu era nimic, ești nebun. Știi că eu am jucat pe scena aia de a juca și voi? Cred că chiar un pic mai mare. Când a fost caritabil ăla, ce am jucat? Am jucat Monopoly, mânca mea-i pula, abia ți-a dat mustața, mă, e la mișto tu pe mine, coaie! Mă, e la mișto, ai dat bacul acu 2 luni, mâncați ești pula ta, am 30 de ani de când am dat bacul, nu mai știu să fac o mulțire de 3 simplă, dar ești nebun. Tu să nu vezi că ai făcut forță alea de a 8-a, că nu știu că ai făcut bacul, alea de 8-a le-ai făcut inferno, zici, nu? Da, de pe in. Internal temperature high. Puteți morți, mătii de viață, s-ați făcut cu mâta și cu tantul, dar o soartă pe lumea asta. Coaie, mi s-a închis camera, ca s-a încins camera. Puteți morți, mătii, să-ți fut dacă se poate așa ceva. Coaie, mi s-a încins camera, mă luați la mișto, coaie. Coaie, mă luați la mișto, e sortit. Coaie, e sortit. Stați, mă, niniștiți, că are balta pește, mâncava și pula voastră. Doar că stai așa, că trebuie să ajut, trebuie să aduc și băieții. Dar când s-a întâmplat treaba asta de aia? Ai zis după ce s-a terminat la anul, când ai ajuns acasă, când? Ai gândit la rece, ai fost la cald? Nu te lăsa, nu lăsa! Frâu liber emoțiilor, trebuie să gândești la rece, ești în Danemarca acum! Ești frumos în stradă, un pic atmosferă rece, tragi puțin aer, îți îngheață plămânii, știi ce zic? Știi cum e, ne calificăm, nu ne calificăm, noi oricum jucăm la SA Advanced. Fiecare se duce la câte o echipă și aia e bun. Cum a păcălit Jack Silan, așa păcălit și noi Advanced. Maaaoleu, să mă bată tata, n-am vrut să intru în subiectul ăsta aici, nebun, că era regula aia care schimbă un jucător... Da. 3, ciao, 2, 2, 1, ciao, v-ați dus, vă pupăm. Gata, mă, ne-au dat țeacă ăștia, mă.